Un Lamborghini. Am dat mai multe mărci internaționale, așadar nu mai e nimic considerat reclamă, așa, te rog. Un Rolls Royce. Și mai zi una să fie trei, să nu luăm amendă, te rog eu mult. Da. Eu vreau Lamborghini, Rolls Royce și... Mai zi ceva. Atât. Bentley vrei? Nu, nu-mi place Bentley. Adică îmi place la Bentayga, mă înțelege, știi pe ăla, dar nu. Dar câți bani ai făcut cel mai mult din concerte într-o săptămână? Sau într-o lună? Ai contorizat vreodată? Nu țin cont de bani. Dar știi cât câștigi, nu? Mulțumim. Pe care îl preferi? Nu câștig mereu, gen. Pe mine nu mă interesează banii ăștia. Am avut oferte să fac reclame și multe chestii. Și nu te-ai pe dus? Bani mulți. Și nu m-am dus pentru că nu sunt eu. Eu nu fac reclame. Eu sunt reclama în sine. Eu sunt brand. Păi bun, dar din ce câștigi bani? Să-ți iei toate lucrurile astea de firmă și ce-ți dorești mai departe? Păi, sunt eu șmecher. Din tot așa, din concerte. Păi de asta zic, din concerte. Păi toată lumea, bani, da, nu? Cum fac toți artiștii. Păi asta te întrebam, dacă știi cât ai făcut, câte concerte ai avut. Nu știu cât, nu prea am acceptat concerte vara asta. Că n-am vrut eu să cânt vara asta, mă înțelegi? Acum o să accept. Cum influențezi tu generația asta ta? Cum influențez? Da, pentru că o influențez asta. Ascultați fără la mine. Eu, vedeți tenul ăsta perfect? Tenul ăsta perfect? Cât de bine arăt? Eu nu beau, ca în piesa aia. Eu nu beau alcool. Nu-mi place mie, nu mă simt. Felicitări. Înțelegi? Nu mă droghez. Toți de vârsta mea se droghează, eu nu mă droghez. Ușor mai puțin pe subiectul ăsta. Așa. Vă încurajez să nu vă drogați, copii, niciodată în viața voastră. Ca să ajungeți ca mine, trebuie să nu vă drogați. Ați înțeles? Deci inviți să aibă un stil de viață sănătos. Exact, să nu fumeze. Nu suport. Deci eu când ies din casă vreau să miros a parfum. Mă înțelegi? Eu nu stau lângă persoane care miros a țigări. M-ai înțeles? Nu suport. De ești un exemplu. Cu ce vrei să fie? Cum ești tu un exemplu? Adică, uite, nu faceți asta, nu faceți asta. Deci cum vrei tu să ieși în evidență? Păi le place de mine, că m-au văzut altfel. Păi eu nu mă interesează banii, mă interesează să fiu eu, cum sunt eu. Să fii tu... Dar știi, în interviul... Banii vin așa, gen. Dacă te interesează de bani, nu vin bani. Asta e o teorie bună, să știi. Asta e chiar o teorie bună. Abii, mai ții legătura acum când ai succesul ăsta cu prietenii tăi din copilărie? Grăsuțule... E prietenul tău de mult? Da. De când avea... De când aveai? Da, de acum 3 ani. Deci înainte să aibă succes... Păi da, nu avea succesul ăsta atunci, nu? N-avea abii succesul ăsta. Da, știi, în interviul ăla primul pe care... Eram fraier. Pe care l-am făcut noi. Am fost fraier. Stai, ascultă-mă puțin. Zice așa, Mădălina, eu nu am pe nimeni care să mă influențeze și să mă învețe cum ar fi un manager. Pentru că dacă aș avea un manager, eu n-aș mai avea același succes. Pentru că n-aș mai fi eu... S-au schimbat treburile alea. Mă înțelegi? Ai acum? Acum se întâmplă tot, sunt la punct. Nu manager gen în sensul că îmi zice el ce să fac și așa. Dar se ocupă de mine, mai dă sfaturi. Da, asculți? Dacă îți dă niște sfaturi? Dacă consider eu că trebuie să ascult, ascult, cum să nu. Dar de cine asculți tu cel mai mult în viața asta? De tata. Da? Ți-e frică de tatăl tău? Tata meu, care se uită, cred că se uită acum, nu știu. I-ai zis și tu tata sunt la televizor? Toată lumea crede că e în pușcărie, tata, deci nu știu, pot să fie... Nu, fără altă. Okay. Aport o știre de asta pe net, cum că tata ar fi fost la pușcărie, dar nu e la pușcărie, e acasă, e în sufragerie, mă crezi? Gen, a fost în pușcărie acum 6 ani, dar nu mai... Ce 6 ani? Acum aveam 7 ani. Acum 12 ani. Abi, ești invitatul meu, singurul, care vorbește pe șleau, fără nimic. Adică îl spune din starma asta. Îți place de mine. Asta este viața mea. Tata a făcut pușcărie, eu am 20 de milioane de vizualizări pe YouTube, eu asta fac. Fără ocolișuri, nu trebuie să te întrebăm nici eu, nici Maria, să descoasem de la tine, pentru că tu ți-asumi viața. La 18 ani, tu ți-asumi și trecutul, și prezentul, și mai spui și ce. De ce să nu mi-o asum? Cum adică? Ce mai contează trecutul când mă vezi? Uite și tu cum sunt, uite cum arăți. Cum adică? Auzi, ai glumit asta cu că ai iubită? Tu stai seama că... Cum? Ai glumit cu... Azi care nevastă nu iubită, să nu confundăm. Am nevastă de la 9 ani. Și copii. Nu, e glumesc. Promis deja de la 9 ani. Dar îți dai seama că frângi inimile fetelor acum? Chiar ai pe bune? Îmi dau seama, dar
Nu intrăm în discuții. Bine, cum zici tu, nu intrăm. Nu intru în viața ta privată dacă tu nu vrei, ți respect intimitatea. Dar nu vrei și tu să mănânci nimic aici? Că ți-am adus cocktail și e rece. Hai să bem și noi un cocktail. Care e al meu? Știi cât plăteai dacă dădeai pe papuci ăștia? Dacă, dar nu am dat. Hai să ciocnim. Uite, ăsta e cocktailul tău, Abi. Asta care? Aici. Ăsta? Ăsta? Da. De ce e? A spus, cred că e non-alcoolic. E fără alcool. Cu siguranță e non-alcoolic. Poate să fără alcool, că n-avem voie cu alcool la televizor. Nu e o travă, nu? Dacă bea eu, bine ai venit. Așa e? Maria! Hai de Alberto! Bine ai venit! Bravo! Și uite așa, savurând aceste cocktailuri minunate, luăm și noi...